Acest contract trebuia opus pe ordinea de zi în 21. Dar pentru că trebuia să respectăm 10 zile de contestație, de batrâire, nu am putut să intrăm pe ordinea de zi în 21, pentru că se împlinea termenul în 22 decembrie. De aceea, în această ședință extraordinară, pentru că suntem foarte interesați ca acest contract să fie semnat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară și ROSAL, trebuie să fie aprobat. Așa că consecințele neaprobării înseamnă nesemnarea contractului. Nesemnarea contractului înseamnă neînceperea activității. Și ne duce până în primăvară, când va fi foarte greu.